Tânărul s-a convertit la islamism în urmă cu 3 ani, iar familia și prietenii au încercat să-l convingă să renunțe. Pentru că tânărul își schimbase foarte mult comportamentul, tatăl său l-a denunțat autorităților. Astfel, în decembrie 2015, Constantin Luigi Boicea, în vârstă de 17 ani la acea vreme, a fost pus sub acuzare și reținut pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de promovare a mesajului fundamentalist islamic prin propagandă. El a fost apoi eliberat și cercetat în libertate sub control judiciar, după ce a fost supus unei expertize psihiatrice. Anchetatorii au stabilit că el a parcurs în mod accelerat etapele procesului de radicalizare islamistă prin însușirea credinței islamice și convertirea la islam, aderarea la ideologia radicală islamistă și la cauza jihadistă promovată de gruparea teroristă Statul Islamic. Procurorii DIICOT îl acuzau pe tânăr că a promovat mesaje de susținere a grupării teroriste Statul Islamic. Pe 8 decembrie 2016, Boicea a fost ridicat din nou de la domiciliul său din Craiova pentru că nu a respectat măsura controlului judiciar și a continuat să acceseze site-uri de propagandă ISIS.